Era chestia aia, intenția contează. Rothbard începe discuția cu intențiile. Intențiile astea care ar fi promovat educația de masă n-ar fi fost întotdeauna așa de altruistă. El pleacă de la Luther și de la alții, de la Calvin, care avea interese. Ei erau protestanți, vreau să controleze discursul religios, să-i controleze pe catolici, obligându-le copiii să meargă la școală. Deci ideea e că învățământul de stat e o cale de a controla Bine, minoritățile. aici eu când am auzit povestea asta cu Luther, mă gândesc că poate a fost și legată de analfabetism, știi? Că el era direct interesat, dar era în conflict cu Biserica Catolică, care era pe latină și era direct interesat. Adică toată mișcarea lui, da, se baza pe i-a luați de citiți aici pe limba voastră. Dacă să luați de citiți, trebuie să și poți să citești. Da, chiar dacă nu trebuie să intri peste ei, să le iei banii, că așa, dacă la școală se face doar protestantism, Deci întotdeauna e... cu banii catolicilor nu e drept. Nu e drept să fie așa. Deci... Educația nu mai bifează preferințele unor clienți, ca să zic așa, ale catolicilor. Catolicii vor să copiilor să învețe catolicism, nu? Da, dar Oricât ar fi nu... fost el de bine intenționat, Mie nu mi ăia se... făceau latină, el preda în germană. Așa... Era alegerea lor. Deci poți promova cauze bune pe banii tăi. Revenind la citatul ăla la care ai făcut o referință la început, la ce spunea Luther, el zice așa, vorbea mă rog, în 1524 a scris o scrisoare către conducătorii Germaniei și spune: dragi conducători, susțin că autoritățile civile sunt obligate să îi constrângă pe oameni să își trimită copiii la școală. După care vine argumentația. Dacă guvernul îi poate constrânge pe acei cetățeni care sunt apți pentru serviciu militar să poarte spada și flinta, să suie pe metereze și să îndeplinească alte obligații militare pe timp de război, cu atât mai mult are dreptul să-i trimită la școală pe copiii cetățenilor, pentru că în acest caz ne războim cu diavolul însuși, al cărui obiectiv secret îl constituie ruinarea cetăților și principatelor noastre. De asta vă trimiteți copiii la școală astăzi. Bine, tu poți respinge partea cu nu, așa cum nu trebuie să fii obligat cu armata, să mergi în armată, la fel nu trebuie. Evident, libertarian cade absolut tot argumentul. Dar Rothbard Dar are. eu țineam doar să menționez că astăzi vă trimiteți copiii la școală pentru că suntem într-un război de 500 de ani cu diavolul. În caz că v-ați scăpat prima oară.